Worldwide, fraților, emisiunea care frunzărește presa internațională de ieri, de astăzi, de alaltă ieri, uneori frunzărește și pe cea de mâine, și de pui mâine încercând să anticipeze ceea ce se va întâmpla pe mapa mond. Uite, tot așa, dând de mână-mână informația, am ajuns la această știre cu Serghei Lavrov. Este de actualitate, chiar dacă s-a consumat în urmă cu câteva uh, ceasuri, să spunem. Serghei Lavrov va prezida așadar în această lună o reuniune a Consiliului de Securitate ONU la New York și nu este o glumă știrea datează totuși după 1 aprilie, da? această ciudățenie, această enormitate politică pare să fie totuși desprinsă din realitate, dacă citim mai departe și aflăm că, de fapt, Rusia succede Mozambicului în acest prestigios trofeu, în acest prestigios turneu da? de preluarea ștafetei uh, reuniunilor Consiliului de Securitate ONU. Bineînțeles că, dinspre Ucraina... Toată lumea strigă scandal, strigă a deznădejde și a bășcălie uh, diplomatică. Dar până una alta, informația rămâne confirmată. Lavrov intenționează să prezideze și o sesiune de dezbatere despre Orientul Mijlociu pe data de 25 aprilie, ceea ce înseamnă pe scurt că e ca și cum Națiunile Unite ar pune lupul paznic la oi. Deci, deși sancțiunile, cel puțin astea de suprafață, includ Rusia aproape în toate domeniile, de la politică internațională și teste nucleare sau zboruri pe lună până la castraveți și sfeclă furajeră, cu toate astea tronează, iată, moaca lui Sergei Lavrov, care urma în această lună uh, să prezideze Consiliul de Securitate ONU. Dinspre Ucraina, cum vă spuneam mai, mai devreme, Ministrul de Externe, Mitro Culeba, și-a luat rolul în serios și spune că Rusia a uzurpat uh, tronul. Ea derulează în momentul de față un război colonial pe planetă. Președintele său este un criminal de război căutat de CPI pentru răpire de copii. Cu toate astea, da, începând de sâmbătă, pentru întreaga lună aprilie, urmându-i Mozambicului, Rusia a rămas să preia conducerea Organului respectiv al Națiunilor Unite, ceea ce ne întoarce puțin în timp, în gând, de asemenea și în faptă, pentru că vedem că până la urmă tot în birocrație, tot în consternare, tot în superficialitate ne întoarcem, pe nimeni nu interesează cu adevărat ce se întâmplă uh, pe front, da, lucrurile sunt lăsate să curgă așa într-o devălmășie, da, care ține loc sigur și de prostie aici, dar ține loc de ignoranță, ține loc de uh, superficialitate, de mediocritate, ăștia sunt. Chiar și la Națiunile Unite lucrurile se petrec ca în Iași și în Botoșani, unde momentan, sigur, școlile se închid din cauza viscolului, nu din cauza faptului că ar fi niște probleme la catedră. Dar chiar și așa, comparând, cum poți, mă, să lași Rusia când tu te lauzi că ai strâns robinetul ăla, că sancțiunile sunt tot mai mari, dovadă că nu-ți pasă. Este o atitudine generală clară. Ucraina este un stat frecventabil, e adevărat, când vine vorba de război. Sigur, nu am căzut niciodată bezmetic în latura cealaltă, așa cum poate că unii au făcut-o și autoritățile statului român au comis această greșeală. Un stat nefrecventabil atunci când nu vine vorba de un conflict armat, când vine vorba de relații de vecinătate, când vine vorba de situația cetățenilor săi, când vine vorba, în general, de. Lumea asta de dincolo de scenă, Ucraina nu este un stat frecventabil, e adevărat. Este un stat deplorabil din multe puncte de vedere. Dar când vine vorba de război, totuși, ceea ce trebuie să înțeleagă omenirea în momentul de față este că e singura națiune care are de suferit crunt, practic, în fiecare zi. Deja de atâta timp, de mai bine de un an. Este totuși o suferință. Atroce, pe care Europa și planeta, cu câteva excepții, sigur, pe care le-am tot pronunțat, zona Sahel, Irakul, Afganistanul, Siria, o parte a Turciei, să zicem, cu Curzii, sunt anumite zone, sigur, care au rămas de conflict, dar, în orice caz, este unul dintre cele mai semnificative momente de alertă absolută de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Deci atrocități de genul ăsta sunt comise, totuși, destul de rară pe planetă, de către un alt stat, fără niciun fundament. Da, doar, cum exprimă și ministrul de externe ucrainean această teorie, un impuls de-asta colonial, da, al Rusiei, care își imaginează că poate să revină la suprafața aia de 22 de milioane de kilometri pătrați pe care o avea în comunism, care era aproape de trei ori mai mare decât suprafața Canadei, a Chinei sau a Statelor Unite o expansiune dintre asta fără noimă, finalmente neprevăzută nicăieri, neîncadrată nicăieri. Dar, încă o dată, mergând pe, pe superficialitatea ființei umane, da? cum ar fi zis Kundera în cazul ăsta, ajungem și vedem că, de fapt, războiul nu mai pasionează. Asta era o măsură pe care trebuia să o iei sinecvanon, fără niciun fel de discuții, cum să se prezinte Lavrov, da? la Națiunile Unite. Păi în curând o să prezideze și o ședință NATO, tot Rusia, în condițiile astea. O să spuneți, da, a fost Mozambic înainte, poate să fină și Rusia, pentru că ea este în continuare membră a Națiunilor Unite. Păi n-ar mai fi trebuit să fie. Noi aflăm, de exemplu, astăzi că președintele Emmanuel Macron este într-o vizită de pretinie în China. Păi cum să duci, mă, în China, care susține războiul? Xi Jinping tocmai a fost la Moscova și l-a numit pe Vladimir Putin, bunul meu prieten. Păi cum să te duci, bă, în China? El merge pe ideea că vrea să discute despre pace. Păi și Ceaușescu discuta despre pace, dar de asta nu înseamnă că a adus-o de undeva. Să nu mai fie în armare, să fie numai dezarmare, zicea Neanicu, când vâna niște fiare pe teritoriul pe sol african. Nu i-a ieșit, finalmente, pe termen lung. Aveți impresia că lui Macron, care vorbea de trei ori pe săptămână cu Vladimir Putin înainte de începerea războiului o să iasă? Îl bagă în seamă chinezii. Dar este o atitudine josnică a unui conducător de stat care ar trebui să știe că aceste țări trebuie radiate, trebuie rase de pe suprafața pământului diplomatic cel puțin, atâta timp cât ele întrețin un război completamente nelegitim. Da? Și dacă vrei să pui în aplicare ceva și dacă vrei să demonstrezi că ți-e spasă -ți de oamenii ăia care mor acolo fără nicio vină, ar trebui ca aceste sancțiuni să fie puse în aplicare definitiv și total. Toate țările astea care își asumă rolul de jandarmi universali ar trebui să facă acest pas. Or, ei nu fac decât acolo cât au interesul. Iată deci că nici pandemia și nici un război care a venit după ea n-au repus planeta pe roate. Asta înseamnă că nu mai există nicio posibilitate, doar o apocalipsă poate iar mai uni pe oameni, dar e puțin probabil, că acolo am încercat să supraviețuim, dacă se poate fiecare în parte. Este clar că nu există nimic, totul este de suprafață. Este o pildă excepțională. Acest război ne-a demonstrat că uh, oamenii sunt niște jigodii absolute. Și că în profunzimea lor nu merită absolut nimic. Omul este cea mai mizerabilă creatură care s-a înființat vreodată. Poate să existe vreodată. Cum să te comporți așa, bă? Deci eu să fi fost șef de stat, le dădeam o lecție universală acestor țări. S-ar fi vorbit pentru totdeauna. Terminarea relațiilor până la absolut. Deci nu mai exista nimic. Nici măcar la telefon nu le mai răspunde. E la mesaje pe WhatsApp. Nicăieri. Să termina. Nu mă interesează că aveam de suferit economic și comercial. Păi și ăia care și-au văzut copiii deportați, cum suferă? Cum poți să fie atât de imbecil? Lasă-mă, bă, cu un cerc să aduc pacea. Păi pentru aia ai făcut înainte, nu ți-a ieșit. Ai impresia că dacă te duci în China cap bolovanul, o să zică ăia, da, domnule, păi noi apreciem vizita președintelui Giscard la noi. Știu oia că e Emmanuel Macron, președintele Franței a venit președintele Giscard de la noi, apreciem, gata, am terminat relațiile cu Rusia și mâine dau un telefon la Kremlin să oprește războiul instantaneu. Ce sunt astea, bă? Deci niște oameni care n-ar merita nici măcar să-i bagi în seamă, nici măcar să le pronunți numele. Este rușinos ce se întâmplă. Dacă, sau pe de altă parte, tu ar fi trebuit să spui că și asta era vandabilă, era până la un punct explicabil. Pe noi nu ne interesează războiul. Se vi Statele Unite, Franța, Marea Britanie, nu-i treaba noastră. Vă bateți între voi, scoateți-vă ochii, asta e. Câteva guri mai puțin de hrănit pe planetă. Noi nu intervenim, nu-i business -ul Foarte corect ar fi fost, da? Asta e. Le explicai oamenilor la tine în țară că nu-i războiul tău, nu-i cum a făcut ăla în Ungaria. Nu-i războiul nostru, au zis ei. Era de fapt al lor, sigur, numai că ei țineau cu rusul aici și vreau să spună că nu e războiul lor, că sunt omorâți ucrainenii, că nu se înțelegeau cu ei la teritoriu. Dar măcar în par și venia lor absolută ei măcar au avut un răspuns. Noi nu. Și noi aveam probleme teritoriale cu Ucraina, dar am închis ochii. Ăștia își bat joc de noi. Da? De asta și spuneam că nu sunt o națiune frecventabilă. Niște oameni pe care nu-i poți privi în ochi. Da? Și dacă n-ar fi venit războiul ăsta, nu-i înghițea nimeni, evident. Tot niște ruși erau considerați în Occident, iar aici, pentru cei care cunosc situația, erau ultimii oameni. Dar veni războiul ăsta și aici, sigur că trebuie să ne închinăm. Pentru că e cu totul altceva. Da? Un război, în realitate, nu este un război pe hârtie. Deci lucrurile sunt mult mai complicate. Dar iată că Occidentul n-a intrat în faza asta. El încă nu înțelege ce se întâmplă. Dovada cu Lavrov, dovada că președintele Macron se duce în China. Franța n-ar mai fi trebuit să aibă un secol niciun fel de relații cu China. Că aveau de suferit unii în Franța să se ducă să se lupte în război. Asta le-aș fi spus. Da, aveți probleme, companiile, nu mai faceți afaceri cu chinezii, duceți-vă și bateți-vă pe frontul ucrainean să vedeți dacă e mai bine acolo. Nu mai aveți business. Mi se rupe mie de businessul vostru. Planeta e în război. Dacă Rusia atacă, cum cred toți cretinii, atacă țările astea de prin jurul ei, atunci ce ne vom face? Da, ne mai interesează pe noi productivitatea și ce firme și ce nevoi de baterii și de nu știu ce elemente mai aducem noi din China. Nu ne mai interesează, bă, că e lumea în război. Deci lucrurile trebuiau tranșate așa, nu birocratic. Ele au fost tranșate birocratic din toate punctele de vedere. Președintele Zelenski vrea să-l închide pe Putin într-un beci fără toaletă. Asta în timp ce șeful statului ucrainean vizitează Polonia, probabil că ați auzit. E prima lui vizită oficială cum ar veni într-un stat, deși s-a mai deplasat, așa, a fost la Bruxelles, a fost la Washington, a făcut niște ieșiri. Asta apare de prima lui vizită oficială. bine Înainte să viziteze Polonia, Vladimir Zelenski a declarat că așa și l-ar vedea pe Vladimir Putin, închis într-un beci fără toaletă, după ce a vizitat așa un sat ucrainean eliberat în urmă cu un an. În care o întreagă populație a fost sequestrată de către ocupanții ruși într-un beci. Dar astea sunt lucruri pe care Europa și noi chiar nu le vedem sau nu le auzim decât prin filme sau le citim prin cărți. Nu, nu le conștientizăm. Da? Deci că au stat un an închiși într-un beci, pentru noi nu contează. Relațiile cu Rusia continuă. Da? Și asta nu este decât o viziune uh, oarecum așa. Războinică, tembelo războinică al lui Vladimir Zelenski vis-a-vis de Vladimir Putin. Ne ducem de partea cealaltă, tot o știre preluată de la Euronews, uh, colegii noștri uh, francofoni care sunt pe cale de dispariție, uh, un post de știri care nu duce deloc bine cu sediul central european la Lyon. După cum știți, au trimis acasă pe toți corespondenții din toate țările care lucrau în redacția de la Lyon, făceau pentru Euronews actualitatea în țările lor de baștină, Anglia, Portugalia, Italia, Spania, Germania, toți erau cantonați la Lyon, locuiau acolo, fost trimiși acasă să cam duce pe apa sâmbete și genul ăsta de televiziune de știri care nu-și permite să zică nici da, nici nu. Te informează, dar la modul neutru, fad, s-a pierdut stilul ăsta de presă, oamenii au nevoie de explicații, au nevoie de implicare, au nevoie de rezolvări. Și pe vremea noastră, dacă îți dădea profesorul de fizică, presecan, de exemplu, căruia nu-i plăcea să asculte din teorie, făcea două capitole de la de teorie, fizica aia de la 10 sau de 11, și după ce termina, zicea, vedeți că la capăt, atât capitol, sunt 27 de probleme. Zicea unul din clasă, sunt 29, tovarăș profesor. Asta. Voi sunteți mai tineri, vedeți mai bine. 29 de probleme aveți de rezolvat pentru mâine. Dar profesor, mâine nu avem fizică. Pentru poi mâine. Dacă nu le rezolvați, nu vă trec. Da? Deci cam în stilul ăsta, cumva, și aici, în situația noastră, lucrurile cam așa ar fi trebuit să fie văzute. Din păcate, se pare că nu s-a putut. Ne toacem la... Armata americană, că tot o pomeneam așa vag implicată în acest război birocratic, există și niște explicații. Americanii au dat de greu. 10.000 de soldați sunt obezi după pandemie, zice Euronews. La recrutare, tinerii sunt respinși din acest motiv. A, nu știu dacă pandemia ne-a neapărat i-a dus în această stare, dar cert este că, potrivit celor mai recente date, prezentate de Associated Press, doar în USA Army, 10.000 de cadre militare active s-au îngrășat nepermis de mult. Între lunile februarie 2019 și iunie 2021, nepermis de mult însemnând câteva tone. Obezitatea este prezentă la unul din patru soldați. Relevă studiu care semnalează probleme și în cadrul serviciilor de marină, precum și pușcașii marini. Vreau să vă spun un lucru. Noi, în anii 90, când am făcut armata, că nu suntem toți jurnaliști ca Robert Turcescu, da? unii dintre noi am mai făcut armata. La un moment dat, poate știți, era un război în Irak. Și era la mod atunci, în general, să fie război pe undeva. Nu ne surprindea și la noi a avusese locul Revoluție. Unii ziceau chiar război, era caldă, trebuise doar câteva luni, erau zorii în 90. Și la un moment dat, era așa această invitație practic, pentru orice soldat peste tot din lume, sigur că nu era neapărat o formalitate. Trebuia întâi să completezi un formular, apoi să te duci la un test, după a te duceai la psiholog, apoi era contactată familia. Dacă îndeplineai anumite condiții, puteai să te duci în Irak. Vreau să vă spun ceva. Atât era de rău în armata română între 1990 și 1991, încât foarte mulți au aplicat pentru acest război. Nu înseamnă că au și ajuns acolo cu atât. Testele erau complicate. Probabil că te băga și în capsula aia, te învârteau un pic să vadă dacă reziști în condiții de-astea de stres teribil. Trebuia să știi să tragi bine cu arma. Dar unul dintre aspectele pentru care românul era tentat să plece în Irak, nu era nivelul 1 combatant. Sigur că un soldat român atunci, probabil că fără să știm exact toate amănuntele, ar fi fost undeva în spatele frontului, în zona corturilor. Oricum stătea în Irak, avea o treabă de făcut, era în cadrul armatei americane acolo, ei căutau efectiv peste tot în lume. Dar unul dintre principalele motive era uh, traiul pe care îl duceai acolo. Pentru că noi primisem un fel de broșuri pe care le-am consultat, lucrurile erau serioase, da? Să discuta pe viață și pe moarte. Viața era pe stânga, moartea era pe dreapta. Viața era pe față, moartea era pe verso. Așa. Și acolo apăreau condițiile. La un moment dat era și, era și oferta. Era oferta aia erau trecute practic toate condițiile pe care soldatul, odată înrolat în acea armată, le găsea la locul de opricina. Și țin minte și acum cum ne uitam la felurile de mâncare. Era prea clare acolo. fiecare dimineață să știa ce mănânci la micul dejun să știa ce mănânci la prânz, ce mănânci seara, ce condiții ai acolo în corturile alea, inclusiv ce canale de cablu prinde soldatul american. Deci nu era făcut, bă, o fușereală de asta de maior voicu. Deci noi numai când vedeam acolo freș de portocale, croissant, Nutella, salam de nu știu care, brânză de bri, ce aveau ăia la micul dejun, ne venea să ne luăm la soldăția în cap, să ne ducem în Irak, să murim în două săptămâni, dar măcar cu burta plină. Da? Deci astea sunt niște amintiri la da, care îmi revin foarte des în minte. Din anii 90, asta era situația, bă, mâncai friptură seara, mâncai. Da? Deci apropo de această obezitate, numai că pe de altă parte, nici să ții soldatul cum am fost ținuți noi, cu conserve expirate de luni, de zile. Cred că v-am mai povestit la un moment dat când ajunsesem să făcea prin rotație în unitatea militară, Eu am făcut aici la capătul Bucureștiului, la ieșirea spre Popejle Ordeni, era o unitate imensă, sinistră, da? Unde erau zeci de, de plutoane, de astea, de garnizoane una între alta. Era o veșnicie, o, cât un bulevard era unitatea aia. E bine, la un moment dat, făcând prin rotație în tot felul de departamente de astea, am ajuns și la ghiaze, adică la fermă, cum se spune. Aia, acolo te ocupai cu porcii, cu vacile, cu animalele de curte, ce era pe acolo, în beneficiu unității. Da? Și țin minte că acolo era și groapa de gunoi, ca să zicem așa, a unității militare. Aveam ocazia să vedem în fiecare zi cum sunt vărsate resturile de la cantină, de la popot. Băi, ne-am uitat și noi la un moment dat că ziua era lungă. Timpul avea răbdare. Era ca în câmpia română pe vremea lui Moromete. Ne uitam și noi pe conservele alea. Bă, vreau să vă spun, fără nicio exagerare, că unele erau expirate de șase luni. Alea erau conservele din care mânca armata română. Atunci asta era armata română. Noi nu făceam armata în județul Sălaj sau la Babadag sau la granița cu Serbia în Mehedinți. Nu, făceam armata în capitala României. Da? Conservele erau expirate de șase luni. Unele dintre ele. Asta ni se dădea nouă la masă. Deci acum, sigur că între obezitatea armatei americane care mănâncă friptură de mistreți la cină, da, sau pasăre -liră, probabil au, ei ciognesc de Paști, de Paștele Catolic, acum la sfârșitul săptămânii, ciognesc o de pasăre liră, o de nandu, o de cazuar, o de zăgan, o de uraet, o de cine știe ce alte păsă. Bravo lor! Noi ciogneam o imaginare. În general ne ciogneam pe noi, cap în cap. Făceam câte un cucui și speram să păcălim armata o zi sau două. Deci, totuși, nici chiar așa. Adică, de la ștevie și de la carnea de blană, de oaie pe care o aveam noi, până la fripturile lor, e o diferență monumentală. Da, noi am făcut un an de pușcărie atunci, nu un an de armată, pe care nu ni-l mai dă nimeni înapoi. Te o spun acum cu ocazia acestei știri despre obezitatea din armata americană. Nimeni nu ne-a băgat în seamă și n-avei cui să te adresezi. Vreau să le transmit celor care astăzi, așa zisele ONG-uri, apără pe dracu -n patru, n-a făcând absolut nimic pentru societate și pentru cetățean. Nimeni nu ne-a apărat, deși eram oameni vrednici, Dacă care muncisem, care terminasem o școală, a să facem după aia mai departe alte școli și alte instituții și au bătut joc de noi un an. ne-a dat nimeni banii și viața înapoi pentru timpul pierdut atunci în slujba cui a unor marțafoi care finalmente s-au cocoțat pe țară și au bătut joc de ea. Un austriac, zilele trecute, că toți suntem la cuțite cu această obscură, sinistră națiune, a omorât în bătaie o româncă de 23 de ani, dar spune că nu mai știe ce a făcut pentru că băuse 26 de beri. E adevărat că în Austria berile se beau mai ușor ca la noi, sunt de mai bună calitate, este unul dintre capitolele unde noi nu ne comparăm cu austriecii. Austria cu are 35 de ani, riscă pârnaie pe viață, evident. Procesul este programat să înceapă acum, în această lună, aprilie. 26 de beri. El a spus, domnule, nu mi-amintesc că am omorât tot ce am făcut, dar și amintea -am că a am băut 26 de beri. Vedeți? Nu se spunea pe vremuri la noi, reții doar lucrurile importante în viață atunci când se acumulează cam multe. Da, numărul de beri, pentru că nu beau toți ca românii în centru vechi de prostie sau de fudulie. Unii mai beau, pentru asta conta. Eu nu mă îndoiesc în calitate de austriac, în viața e ieftină, tânără și în general n la ce să te referi, n-ai niciun reper. O nu va să credeți că austriecii se raportează la Mozart. Nu, no, se raportează tot la golăniile astea, bineînțeles. Omul ăsta, de exemplu, avea probabil acasă un caiet în care trecea câte berbea. Vrea să bată recordul mondial, cine știe într-o viață câte ber poate să bea un om dacă într-o seară el băuse 26. Dar atenție, ber de calitate în Austria, nici să vrei nu poți să bei o bere proastă ca la noi. Da? În România când te duci să te îmbeți, în general bei ber de proastă calitate, că știi că numărul lor nu îl reține nimeni oricum. Nu poți să te duci acasă dimineața numai izmene la muiere să-i spui am băut 26 de ber, că îți dă cu mobila în cap. Da, nu interesează pe nimeni, nu o să vină să spună bravo, hai să notăm. Dar fix 26 au fost. O, ești genial, bă. Uite, ți-am făcut o tocană. Nu, no, la noi nu funcționează așa, dar poate că la ei da. 26-a au omorât-o pe aia în bătaie. Bun, ne întoarcem în câteva momente cu restul actualității internaționale. Revenim în actualitate cu o știre surprinzătoare, binevenită, desigur, și îi dăm cuvântul doamnei Alina Gorghiu, faimoasa Alina Gorghiu, pentru această știre, președintele interimar al Senatului, senatoare PNL, care a declarat luni, în cadrul expoziției Zita Moldovan, deci datează de vreo 48 de ore declarația, așa, la Senat. Când spui România, spui și multe personalități care provin din rândul romilor, fie că ne referim la literatură, muzică, istorie, dându-l exemplu pe Johnny Răducanu, apoi pe Ion Voicu și, în general, neșteșugarii romi. Fără romi, lumea noastră ar fi mai săracă, fără culoare, veselie și optimism, a declarat ea potrivit news.ro. O declarație, într-adevăr, îmbucurătoare, venită, sigur, într-un context care, totuși. Ne pune un pic în dilemă. Oare doamna Gorghiu vorbește doar politic corect sau chiar crede ce spune? E totuși o mare diferență pentru care ar putea să fie sancționată. Atenție, doamna Gorghiu, nu facem declarații de genul ăsta doar ca să ne auzim vorbind vorba lui Eminescu. No, nu facem rime doar ca să sune bine. Facem rime dacă au conținut, doamna Gorghiu. Noastră n-ați avut conținut aproape niciodată. Deci eu pun la îndoială această declarație, altfel excepțională. Și eu m-am certat la un moment dat cu un membru CNA, tot asta spunând, da? Că există în Giulești, că era o temă legată de termenul de giuleștean, există personalități excepționale ale istoriei României care se considerau fanii Rapidului. Și dacă le spuneai giuleșteni, nu era uh, peorativ, era din potrivă, un apelativ care îi încânta dau și eu niște exemple acolo, de la Colea Răutu până la Gheorghe Dinică, până la Florian Piti și așa mai departe, foarte mulți, Dan Grigore. Era plină societatea de grupul aristocratic rapid, dar oameni care erau giuleșteni. Numai că suna în, în mintea lor ca un termen de ăsta aproape de o cară. Exact așa ne sună nouă declarația doamnei Gorghiu, aiurea în tramvai. Că doamna Gorghiu nu face declarația asta în 1994. Sigur, doamna Gordiu era prea tânără, că era născută la vremea respectivă, dar nu o face nici în 2010. Vine și face declarația asta în 2023, pe fondul unei societăți false care nu crede în ce spune. am dat niște exemple teribile mai devreme. Să vorbește mește meșteșugărește, ca să mă exprim ca Teodor Matescu la fotbal minut, cu minut pe vremuri, și despre război, dar aminte despre problema romilor. Eu aș spune, doamna Gordiu că nu numai romii, dar și tătarii, câți ori mai fi. Îmi țineți minte când îl acuza Corneliu Vadim Tudor, pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, că este tătar. N-a sărit nimeni să... Corneliu Vadim Tudor putea să spună orice prostie. A. Îl sancționau așa de florile frăsinelului și când ajungea undeva, dădea cu pumnul, dădea un cap în gură judecătorului și pleca acasă. Pe el nu sancționa nimeni, a făcut pușcărie pentru lucrurile astea niciodată. Da, mie mi se pare că toate minoritățile, toată culoarea planetei, în general, este dată de oameni de genul ăsta. Probabil că e o declarație pe care președintele Trump nu o face în Statele Unite. Fostul președinte Trump, în cazul ăsta, acuzatul Donald Trump. S-a dus vreodată Donald Trump, doamna Gorghiu să spună? Deși ar fi avut dreptate. Nu plăcerea de a guverna și de a conduce Statele Unite, este dată de latinoamericani. Toate denumirile noastre sunt latinoamericane. Mexicanii, dominicanii, haitienii, portoricanii sunt sufletul Statelor Unite. Ceea ce este real. Da? Statele Unite n-a fost descoperită de vreun englez. N-a fost descoperită de vreun vorbitor de limbă engleză. Da? A fost descoperite de populația latino. Adică de cei care veneau cu curăbile în cazul ăsta din Spania. Sau din Italia. Depinde pentru cine lucrau. Da? De Cristofor Columb, de exemplu, care era, după cum știți, la conducerea primelor corăbii care au descoperit America. N-a descoperit-o numai el, că erau foarte mulți acolo, dar el era conducătorul acelor corăbii. Au fost mai multe expediții în Statele Unite. Deci este normal ca până la urmă tu să stragi seva, numai că nimeni nu spune în Statele Unite așa ceva. Populația, așa zisă astăzi, afroamericană. Sigur că este, până la urmă, potențialul numărul unu al Statelor Unite. Cum ar fi arătat Statele Unite dacă nu avea populație venită din Africa? Arăta ca Slovacia, bă, arăta ca Ungaria lui Victor Orban. Da? Bineînțeles că Statele Unite își trage seva numai din existența acestor cetățeni. Da? Cei care au venit din Europa, hispanicii ulterior care au fost aduși acolo tocmai de faptul că America a fost colonizată de europeni da, și de vorbitori de limbă spaniolă. Și respectiv de populațiile care au fost aduse la muncă acolo și care după aia s-au implementat și au devenit, într-adevăr, bogăția numărul 1 a Statelor Unite. Dar astea sunt declarații pe care omul, dacă le face, le face într-un context de nu, nu prea la-i crede. Da? Pentru că lumea s-a schimbat, nu mai este aceeași. De la începutul când culoarea asta, într-adevăr, era ca Mirodenile, doamna Gorghiu. Da? Mirodenile care au constituit, până la urmă, arma numărul unu a celor care au cutreierat lumea. Îmi reamintesc că Fernando Magellan a descoperit Pacificul nu pentru că îl durea pe el să știe ce ocean e acolo, ci pentru că avea nevoie de cuișoare regina Spaniei. Da? Fernando Magellan, deși era portughez, lucra pentru spanioli, după cum știți, doamna Gorghiu, și el s-a dus să aducă un pumn de cuișoare, pentru că erau considerate atunci cum sunt astăzi bombele atomice. Aveai cuișoare, stăpâneai lumea, doamna Gorghiu. S-a dus Fernando Magellan și așa am a... Am aflat cu toți, astăzi chiar și dumneavoastră, că există Oceanul Pacific. S-a dus până în Indonezia de astăzi domnul Magellan și a venit cu un sac, doi saci, 400 de saci de cuișoare. Nici Adrian Năstase n-ar fi putut să fure din China mai multe cuișoare când a venit atunci cu vasul ăla fără factură decât a adus Fernando Magellan. Deci, într-adevăr, asta era bogăția planetei. Dar nu o să spui după aia că indonezienii sunt ultimii oameni vin în Europa sau nu știu pe unde l-a furat. Nu? Când ei, de fapt, au stat la originea templului civilizației europene. La Sevilla s-a întors Magellan și a adus cu alea și a făcut din Europa o floare. Deci, încă o dată, o astfel de declarație venită în contextul lumii de astăzi sună fals oricum. Dacă spunea invers, suna bine. Numai că atunci erai penalizată. Așa când vii și spui o asemenea platitudine, astăzi nu mai ține. Adică, sigur că nu primești o sancțiune, că nu are cine să te sancționeze, dar în sufletul omului corect și cinstit, tu știi că asta nu e decât o severă platitudine, da? care nu este la locul ei. Sigur că ne bucurăm cu toții când ajungem și vedem că oameni de peste tot vin și ne dau binețe sau ne descarcă mâncarea la ușă sau, da? multiculturalitatea asta planetară și mixajul ăsta, melting potul ăsta, cum se spune, nu? A dus până la urmă la desăvârșirea planetei. Dar uite că doar până la un punct. Când o facem pe grozavi, așa sună fals, ceea ce nu-i bine. Celebrul lăutar Ionică Dinu, care a cântat la inaugurarea turnului Eiffel, amintește doamna Gorghiu, fiul său, Grigoraș din Nicu, Zavaidog de la Pitești, cu cântecele sale, Ion Matache de la Merișani. Oh, oh pe păi dacă l-ați fi adus pe domnul Dinescu, va fi spus cu Mambo, Siria, cu toate alea. Tot taraful ăla a lui care vine și cântă în fiecare duminică. Sigur că resursele sunt inepuizabile. Ata doar că depinde cine le spune și cum le spune. Una este să spui un adevăr care nu ți aparține, cum am mai avut și noi atâția colegi care făceau pe deontologii, dar ei erau niște hoți. Și doi, da, să spui adevărul atunci când trebuie să-l spui. În acest context, doamna Gorghiu, nu vă avantajează această ieșire în decor. Bun, mergem un pic mai departe, asta cu ieșitul la restaurant, observă observatorul, un subiect într-adevăr vast, dar de actualitate, care ne bântuie pe toți. Am devenit mai scump decât Roma și Barcelona, marile orașe turistice europene și suntem probabil la egalitate cu Veneția, am depășit Dubrovnikul, că astea sunt platformele turistice de pe bătrânul continent. Atât de scump este în București, încât dacă ești la un restaurant sau la o cafenea, prețul pe care îl oferi acolo, îl cheltui, este la fel de mare ca cel din Metropolele uh, europene nu este justificat de nimic decât de prostie. Și, încă o dată, să nu vă uh, intre tot timpul în cap numai clișeele astea, prostie ăla care dă. Da? Nu la care cere. Nu, din potrivă. Prost este cel care cere, categoric. Cel care dă, dă ori de nevoie, dă ori din euforie, dă ordine din bătaie de joc, da? Dă din. Uh, un cavalerism dintre ăsta Nu înseamnă că dacă eu dau 40 de euro, baxiș Cât le-am lăsat lor în Italia Ca să ne privească cu alți ochi Pe noi români, înseamnă că Am făcut-o că trebuia o Am făcut-o așa, dintr-o euforie de moment Înțelegi? Nu înseamnă că ești prost că ai dat Prost este cel care cere Pentru că până la urmă, de la prostia lui Ne contaminăm toți Prost a fost ăla care a cerut pe imobiliare De exemplu, în București, prețul de la Londra Prost este ăla care dacă îți oferă o friptură în capitală, ți-o cere pe prețul de la Paris. ăla ai prost. Tu nu ești prost, pentru că tu n-ai încotro. Într-o primă fază, poți să zici, nu mă, dă te mă, dacă mănânc acasă niște cartofi. Nu! Pentru că peste două luni sau peste doi ani, prețul va fi peste tot la fel. Și atunci ce ești prost? Că te duci odată în viață la restaurant? Nu ești prost. Că trebuie să vezi și tu cum e. Că doar nu o să muncești numai ca să pui banii la saltea sau ca să-i pui cu vrea muierea ca să plătești la casă. Nu, bă, mai ieși tu odată la o cârciumă. Nu ești prost pentru asta. Mă scuzați, proști sunteți voi care înghițiți clișeele astea. Prost este cel care cere. Ăla e prost grămadă, pentru că prețul ăla nu se justifică să întoarce împotriva lui. Dobitocu nu știe în momentul ăla că el folosi borcea și aia care au intrat în imobiliare în anii 90. Nu știu știut idioții că peste 30 de ani prețurile alea vor fi plătite tot de ei. De apropiaților, de rudele lor, da? de cei care le vor urma. Pentru că ei au ridicat prețurile într-un mod care nu se justifica. Nu era prost la care dădea. Ăla dădea că nu avea ce să facă așa cum a dat și pe vremea lui Petru Groza. Când... Poate că prețurile erau mai mici raportate la salariu, da? calitatea era îndoielnică. Era prost că își cumpăra o carne de proastă calitate, era prost că își cumpăra o pâine de secară. Nu era prost. Era prost că își cumpăra țăranul român mezeluri când venea la Alexandria sau la Mediaș. Da, de proastă calitate. El trăind la țară nu mânca niciodată un crem, Venise la Mediaș, da, și-a cumpărat un un crem, un polonez de la cum de proastă calitate. El era prost. Nu! Prost era ăla care le producea, bineînțeles. Pentru că ăla își bătea joc de clienți, își bătea joc de țară, își bătea joc de munca lui, de numele lui și de reputație. Cum să fie prost la care dă, bă? Nu e, ăla n-are ce să facă. Prost ești dacă dai în fiecare zi, să zicem, un milion de euro ca să ții un Lamborghini. Da, ești prost, că n-ai nevoie de prea multe într-o țară unde sunt mai multe gropi decât șosele. Ăla da, dar noi prost unul care se duce și dă 350 de lei pe o friptură da, adusă de la Drăgășani, nu de la Buenos Aires. Ăla noi i prost. Ca vrut și el să mănânce odată o carne da, la un restaurant sau să bea un vin din Noua Zeelandă. Și i-a zis ăla că e de 17 ori mai scump decât la a luat el de la raft, de la metro. Păi mă dă o mă măsa. Da? Cum să fie de 17 ori mai scump? Putea să fie de 3 ori, dar ăla ai prost. Că i-a pus prețul ăla, nu tu, că ai vrut să bei odată. Ce ai fi trebuit să faci? Bă, las că nu mai bem niciodată. Bem doar zamă de varză de la soacra și nu ne mai ducem niciodată să bem niciun vin. Prețul nu va scădea de aia că nu dai tu. Așa spun și ăștia. Zice, lumea tot vine. Adică în sensul că noi am mărit prețurile ca nesimțiții, ca la Roma și ca la Veneția, că vine prost. nu-i chiar așa. Ăla vine pe ce să dea mă banii tâmpitul din București că el nu se duce în vacanță în Caraibe. Da, și atunci zice, azi să ne-am cumpărat mașină, stau într-un confort 3 la capăt mă duc și eu să iau o chiftea. Da, a, stai, și așa banii ăia nu i-am muncit, că pe mine nu mă duce capul oricum. Deci ideea asta că ai muncit pentru bani e o prostie. Câtă lume muncește pentru bani? 5% din public. Restul să lipești banii de ei din întâmplare. Căți mulți, câți că puțini, oricum nu-i merită. Deci criteriile sunt cu totul altfel decât crede societatea că sunt. Pentru că oamenii sunt modești intelectual și își imaginează orizonturi de-astea precare. N-ai ce analiză să faci când tu ești un amărât. Da? Așa cum am spus de atâtea ori. Deci degeaba vii tu cu judecata ta de acasă că tu oricum ești un prost, oricum ești un incult, oricum nu știi să dezvolți niciun subiect. Ce mă interesează cum ai învârtit-o tu ca să iasă bine la tine în familie? Tot un prost ai rămas. Da? Deci nu despre asta e vorba. Ăștia știu și ei lucrul ăsta. Exact același lucru este pe litoralul Mării Negre, unde prețurile sunt uriașe în comparație cu, să zicem, calitatea ofertei. Sunt uriașe, dar există o clientelă care dă, nu sunt proști care dau. Pentru că așa ești prost și tu că te duci la vot. Nu? Ăla știe că cineva tot să va duce. Care este probabilitatea? Da, vin alegerile prezidențiale. Care e probabilitatea să se ducă zero român la vot? Niciuna. Care i probabilitatea ca să se ducă zero clienți pe litoralul Mării Negri într-o vară? Zero. Care i probabilitatea să nu plece nicio mașină pe DN1 vineri seara din București? Zero. E, dacă lucrurile ar sta într-adevăr așa, atunci am discutat altfel. Am rectificat și noi ceea ce spunem uneori. Dar pentru că lucrurile nu stau niciodată așa, evident că nu e. Adică, ok, e prost ăla că stă în trafic 8 ore Toată viața lui în fiecare weekend. E prost până la un punct. Dar să zicem că nu se duce. La un moment dat se enervează muierea și zice nu mai mergem uh, uh, costele. Dă-o dracul că am stat la Comarnic 8 ore. 16 ore dus întors ca să mă duc după aia am ajuns acolo la Sinaia sau la Bușteni și am stat 4 ore dus întors la coada aia ca să mâncăm niște mititei pe care îi luam de la Carrefour, cum zic ei. Că noi suntem țară francofonă. Nu știi să punem accentul da, pe silabe. Așa, deci se enervează și Costel la un moment dat. Și într-adevăr, două săptămâni nu se mai duc. Dar ce fac în alea două săptămâni? Ei sunt parc în București. Da? Și pe două săptămâni îi zice tanța lui Costel, bă, Costele, hai să mai mergem o dată la munte, Fie real dracu, că o viață avem. Da? Iar stau 16 ore dus întors în trafic, dar să duc. Muntele știe. La care te așteaptă, cât e varza murată? 40 de lei. Păi da, eu am luat un în București cu 3 lei, zice tanța. E, doamnă, dacă vrei să mănânci varză cu 3 lei, du-te în București. Atunci tanța dă 40 de lei să ia lângă murături, lângă mititei, ei niște varză murată de la Bușteni sau de la Sina. Dă 40 de lei. Asta nu înseamnă că e proastă. Încă o dată, dacă reluau firul acțiunii, ce făcea cu ea 40 de lei? Îi dădea pe pită. Da, îi dădea pe cartofi, îi dădea pe... Își costel două beri. Să uita la FCSB vineri seara tot aia era, bă, cum să fie prost. Că doar nu țineau banii ăștia să-și facă o casă, da, în antilele mici. Nu, stăteau și îi frecau tot acolo. Ăla știe la fel ce fac ea cu banii, care sunt posibilităților. A, nu vrei să vii pe DN1, pe păi unde te duci? Că doar drumuri nu o să ai niciodată. Ce, l așteptăm pe Ciolacu să ne facă autostrăzi? Nu. Și atunci ne ducem și stăm în trafic ca proștii, deși știm că e așa. Da, te-ai dus la mare, că ești comod, că nu știi limbi străine, că decât să te duci la bulgar, dă-i Ok. Ai mâncat prost, ai -a cazat prost, ai urlat acum cu manele două săptămâni. Te duci și vara viitoare la mare, deși știi că a fost nașpa. Dar nu înseamnă că ești prost. Înseamnă că nu există opțiuni. Încă o dată, la nivelul tău de percepție a lucrurilor, tu atâta poți. Dar ce ciolacul e mai deștept? Aveți impresia că el reușește să fugă de lumea asta? Nu, tot aici stă. Da, că și ei sunt la fel de proști dacă o luăm așa. Ai bani, gârl, ai sute de milioane, uite că ăștia cu șpaga de la OTP. Ce credeți că își face în Santa Lucia acasă? Nu, își face la el la gârlă. Da, sau își face ponton lângă herăstrău. Și miroase tot mititei de aici, pe care îi mirosim și noi aia de 3 lei. Deci nu e. Asta e nivelul. De-aia vreau să vă spun că nu e așa. Păi asta este un clișeu și ne refugiem în spatele lui că suntem, nu vrem să mișcăm lucrurile. Dacă vrei să miști lucrurile, acționezi altfel. Și atunci, într-adevăr, răstorn DN1, răstorn litoralul, răstorn urna de vot, faci o revoluție, te întorci la 1789 și devii cetățean, devii martir. Așa, suntem proști și noi, da, și ăla care cere, și ăla care dă, ce contează care are dreptate? Da? Deci despre asta discutăm. E sigur că e bun subiectul, dar să știți că la fel ca traficul în capitală, și ăsta nu va face altceva decât să crească. Și la un moment dat ăia vor zice să moară mama dacă ieftinesc un leu. Da, nu mai vine lumea să nu mai vină. Eu nu mai dau tot. Eu ăsta e nivelul meu, am ajuns să dau 65 de lei o cafea, un espresso atât, bă, eu îl măresc la 95 și acolo îl las. Nu vine nimeni să moară mama închid. Da, e, asta este. Consecința tuturor actelor care au avut loc. Păcat că nu le-am repertoriat în vocabular cum se făcea pe timpuri. Dar asta este. Acolo se va ajunge. Nu va veni la în genunchi să zică, știți, îmi pare rău, 95 de lei era capucină, vă-l dau cu 2 lei. Niciodată nu se va întâmpla asta. Nu cumva să credeți că ea vă spune, stați bă, săracii, vă înghesuiți, ați petrecut miliarde de ore în trafic. Gata, bă, de mâine să nu mă nu numai TGV-ul. Nu, o să mai stă... Faceți trei minute până la Sinaia. La revedere, să ți facem capsulă. Deci vă duce direct piața presei, Sinaia face trei minute capsula. Ne cerem scuze. Nu se va întâmpla niciodată. Va fi tot mai mare înghesuială, tot mai puține drumuri. Vă vor tăia mai multe pangli și se vor surpa mai repede autostrăzile. Asta va fi tot. Nu va veni nimeni niciodată, așa că nu-i prostie. Da, pui, păi prost Au tâmpenii asta la toți. Prost la care dă. Uită-te în ce țară trăim. Uită-te în ce lume trăim. A? În ce sens să fii prost? Altă lume n-ai. A, dacă ai avea posibilitatea să te duci în altă, atunci cu siguranță ar fi o problemă. O știre care astăzi iarăși ne-a brăzdat un pic după amiaza, profesoara de la colegiu Ion Crangă, înjunghiată de un elev minor în timpul orei, a, nu era într-o stare gravă, doamna profesoară, dar în actul este unul care ne apropie de societatea occidentală, aș spune, fără vorbe de lemn, fără pregătiri, fără introduceri de-astea false. Să știți că nu există zi, de exemplu, în Occident, unde să nu se întâmple un astfel de atac. Franța, de exemplu, este lider la acest capitol, unde nu este zi unde să nu aflăm că un elev ori a vrut să omoare un profesor, ori l-a omorât. Da? Sau un alt registru a vrut să-l înjunghie sau l-a înjunghiat. Deci nu există zi. Nu există zi în care să nu vină o femeie, la o mamă la liceu, la ora la care iese copilul, să nu-l găsească acolo. Deci fiecare zi sunt astfel de acte, peste tot. Dar ăsta este Occidentul vandalizat, cel care a ajuns astăzi. Un Occident persiflat de el însuși. Cauzele sunt multiple, dar una dintre ele este și, uh, cum să spun mantia asta aristocratică pe care puterea și-o alocă. Adică oamenii se simt marginalizați, se simt excluși din societate, ceea ce nu înseamnă că nu-i meritat. Dar asta fac, așa se simt și atunci acționează împotriva statului, împotriva legilor și împotriva ordinii atunci când îi taie pe ei capul. De asta și societatea americană este la fel. Ah, pe vremuri, în vremea lui George Washington, nu erau atâtea atentate de asta cu arma albă sau cum. Deși americanii aveau arme din totdeauna. Da? La Constituția Statelor Unitei ei pot avea o armă de apărare, dar nu se întâmplau lucrurile astea. Pentru că societatea nu era atât de, de, dusă cu pluta. Nu luase razna complet. Deci oamenii ăștia nu fac altceva decât să facă parte din societate. Ei sunt cei care alimentează societatea. Noi îi blamăm, dar numai în momentul în care fac lucrurile astea, ceea ce nu este corect. Ar trebui să îți bați joc de omul respectiv, să îl parodiezi, să-l trimiți la lada cu gunoi și când se duce la vot. Și când manifestează pe stradă, și când își cumpără popcorn, da? pentru că este același om. Nu Numai că de la un moment dat, văzând că tu îl, ai, îl ții într-o stimă foarte ridicată, și permite la un moment dat să deraieze, să degenereze. Sunt aceiași oameni pe care noi îi ținem în brațe, îi gâdilăm, le dăm ajutoare sociale și așa mai departe. Așa e făcută lumea. Da, la un moment dat omul se simte marginalizat, vede că nu mai merge, nu se mai încadrează, și-a pierdut locul de muncă, și-a pierdut familia, și-a pierdut tot ce avea mai important și atunci sigur că degenerează. Așa se produc. Ăștia ai noștri văd ce se întâmplă în străinătate. Văd aceleași filme ca și aia, în același weekend. Da? Citesc aceleași porcării pe rețelele sociale ca ăia în același timp. Și atunci, până la un moment dat, așa acționează și ei, că asta văd. Asta văd acasă, asta văd la televizor și nu e chiar atât. O, oh, olu, vai de mine ce a făcut. Și după aia cauzele unde sunt? Nu, cauzele sunt multiple. Societatea crește așa, nu se mai poate face nimic. Ăsta este răspunsul, că oamenii tot asta. Și ce de făcut? nu de făcut nimic. Da? S-a trecut un anumit prag și acum trebuie să ne uităm doar și să contabilizăm dezastrele. Nu mai ai ce să faci. Asta este, trebuie să vină. Și credeți că nu vine niciodată sfârșitul? Vine sfârșitul. Ăștia sunt oamenii care încet, încet ne duc spre sfârșitul, să mai poate face nimic. Nici cu ei, nici cu noi, nici cu natura, nici cu societatea E terminată. Da? Astfel de acte se vor înmulți, de aici înainte vor deveni cotidian, cum s-a întâmplat și cu război, până când la un moment, nu vom mai vorbi despre ele. A, fiecare zi va fi câte un junghiere, de asta ce despre război să mai vorbește, ne-am plictisit după un an de el. Așa ne-am plictisit și de actele astea, dacă ele ar deveni uh, cotidiene. Bun Mulțumim, fraților, pentru această zi. mâine ziua de joi, ziua mare, cum îl spune Costi Mocanu, ziua realizatorilor uh, Prima News și vom veni, sigur, cu faimoasa emisiune și cu tolba plină. Pe mâine!